Bună seara și pacea Domnului tuturor! Mă bucur să vă spun bun venit la închinare, chiar dacă, iată, și de data aceasta ne revedem pe această cale, pe calea transmisiunii online. Mă bucur să vă salut pe toți cei care ne urmăriți fie din cadrul Bisericii Adventiste din Pitești, Mioveni, districtul nostru, fie că ne urmăriți din județ sau de undeva din țară, să fie Dumnezeu în casele și în sufletele dumneavoastră. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc de peste hotare. Să fie binecuvântare de sabat și în casele și în sufletele dumneavoastră. Iată, ne revedem după o săptămână de trudă, o săptămână de muncă. În cazul unora de examene, poate foarte mult stres, o săptămână de alergare în care încercăm să, pe de o parte, să facem față cerințelor de distanțare socială, să ne adaptăm tuturor pretențiilor impuse de. Guvern în această stare de alertă, iar pe de altă parte, fiecare la locul nostru să ne, să ne putem face treburile. Să vi să fie Dumnezeu că putem începe acest sabat împreună. Le-am lăsat pe toate deoparte și vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Vă invit pe această cale să deschideți ușa inimii larg, astfel încât Duhul Sfânt să poată intra. Să poată pregăti inimile pentru cuvintele ce vor fi rostite, atât în seara aceasta, cât și în uh, ziua de sabat, mâine, pentru că nimic nu liniștește mai mult sufletul trudit și împăvărat decât prezența lui Dumnezeu. Lăsați de asemenea ca îngerii sfinți să vă fie oaspeți în casă, uniți-vă alături de ei glasurile în cântece, în rugăciuni către tronul de slavă al lui Dumnezeu. Situația prezentă nu mai. E, uh, Secret pentru nimeni, e știută de toată lumea, suntem în stare de alertă. Iată că biserica încă este închisă, serviciile divine încă sunt suspendate. În plan local nu vom relua serviciile divine, deși unele biserici mai mici au început, au reluat activitatea în curte, așadar, într-un spațiu exterior. Am considerat, alături de frații și surorile din comitetul local, că, neavând o curte, Adaptată nevoilor și cerințelor impuse de guvern pentru perioada aceasta, nu putem să ne întâlnim în curte. Așteptăm așadar momentul în care vor fi ridicate restricțiile, astfel încât, în numărul ce va fi impus la data aceea, să putem intra să ne închinăm în interiorul bisericii. Până la data aceea, vă propunem un plan prin care să putem interacționa chiar dacă va fi o interacțiune de 1 la 1. Vrem ca pentru perioada următoare și începând cu săptămâna imediat următoare, să deschidem biserica de două ori pe săptămână, mai precis în zilele de marți și joi, începând cu ora 10 până la orele 15. De ce facem lucrul acesta? Pentru că mi-aș dori din suflet să mai putem sta de vorbă, să putem interacționa. Toți aceia care resimt nevoia de consiliere pastorală pot veni aici la biserică, în holul bisericii. De asemenea, dacă simțiți nevoia de rugăciune, dincolo de rugăciunile pe care le-am înălțat fiecare la casele noastre, vă aștept în cele două zile menționate, în intervalul oral, oral specificat pentru rugăciune. De asemenea, vom asigura cadrul necesar pentru colectarea zecimilor și darurilor așa cum poate fiecare dintre noi le-am păstrat acasă. Este oportunitatea să le aducem la Casa Visteriei, astfel încât ele să-și cursul și circuitul în lucrarea lui Dumnezeu. Nu uitați, marți și joi, în fiecare săptămână, până când vom relua programul din interiorul bisericii, în intervalul 10-15. Respectarea normelor impuse. Cred că e deprisos să mai adaug lucrul acesta, că în momentul în care ne vom întâlni va trebui să purtăm măscuță, să acopere nasul și gura. De asemenea, distanțarea socială, distanțarea impusă de un metru jumate, 2 metri. Iar în holul bisericii nu vor putea fi concomitent mai mult de trei persoane. Mulțumim pentru înțelegerea aceasta și cred că Duhul lui Dumnezeu ne va da înțelepciune astfel încât să ne putem și întâlni dar totodată să putem respecta și restricțiile impuse de autorități. V-am chemat de fiecare dată la rugăciune. Avem nevoie de rugăciune poate mai mult decât oricând. În lume este tulburare mare. Însă dacă e să ne referim strict la districtul nostru, vă tot pomeneam sabatele trecute de niște demersuri pe care le-am făcut pentru achiziționarea unei proprietăți, a unui teren, a unei clădiri pentru proiectul nostru cu școala adventistă în Pitești. Pentru că nici cel rău nu stă degeaba, la momentul acesta negocierile sunt în impas, pentru că unul dintre proprietari a schimbat simbria, cum spune scriptura. Așteptăm să vedem modul miraculos în care Dumnezeu va interveni, iar dacă va considera să nu intervină într-un mod miraculos, să rezolve această situație, suntem pe deplin convinși că ne va oferi o altă posibilitate mult mai bună astfel încât proiectul acesta care nu e al nostru, este al său să se deruleze și să poată fi finalizat spre slava sa și mântuirea noastră așadar rugați-vă pentru proiectul cu o școală adventistă la Pitești de asemenea v-am solicitat în sabatele precedente sprijin la rugăciune pentru sora Mirabela Firea sora credincioasă membra Bisericii Adventiste din Mioveni trebuie să știți că săptămâna trecută Dumnezeu a decedat și a și fost înmormântată. Dacă nu ne mai putem ruga pentru Dumnezeu, pentru starea de sănătate, vă spun sincer că soțul, Nelufirea și cele două fete, Ariana și Rebecca, au mare nevoie de rugăciunile noastre. Haideți să le purtăm în continuare pe aripile rugăciunii. De asemenea, într-o situație destul de critică, este fratele Nunu, de asemenea, sora Tuța, și probabil mulți alții despre care nu știu la momentul acesta, dar care sunt în suferință. Haideți să ne dăm mâna și să-i sprijinim în rugăciune pe frații și pe surorile noastre. În foarte scurte convinte, reiau programul transmisiunilor, transmisiunilor online. În fiecare vineri seara ne întâlnim de la ora 20. În sabat de dimineață, începând cu momentele... Pe care speranța le transmite în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, și apoi predica de dimineață, putem așadar poposi în fața micilor ecrane pentru a primi mesaje din partea lui Dumnezeu, mesaje pregătite de diferite departamente ale Bisericii în cadrul Uniunii Române. În plan local, ne vedem în fiecare sabat până la reluarea serviciilor divine în incinta Bisericii în sabat după amiază, cum spuneam, la orele 18. În ocazia de mâine, invitatul special va fi trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din cadrul conferinței Oltenia, Oltenia pastorul Alin Cătrună. Ne puteți urmări pe site-ul bisericii noastre www.adventistpitești.ro sau pe canalul de YouTube al bisericii noastre. În seara aceasta, la început de sabat, avem un mesaj special pregătit de Departamentul de Sănătate al Uniunii Române. Este un material pe care dumnealor l-au pregătit pentru sabatul trecut, sabatul din 16 mai, cu ocazia Zilei Sănătății. Pentru că programul Bisericii noastre era deja aranjat pentru săptămâna trecută și pentru că am primit destul de târziu acest mesaj, îl putem reda pe canalele bisericii noastre în momentele acestea, la început de Sabbat. Mesajul spiritual este pregătit de doctorul Constantin Dinu, este directorul Departamentului de Sănătate, așa cum spuneam, din cadrul Uniunii de Conferința Bisericii Adventiste din România. Înainte de a asculta mesajul lui Dumnezeu pe care Dumnealui l-a pregătit pentru ocazia aceasta, aș vrea să ne rugăm și să ne. Predăm înaintea cerului sufletele noastre, mințile noastre, astfel încât să putem fi sensibilizați de mesajul pe care Dumnezeu deja l-a pregătit pentru noi pentru această ocazie. Vă invit oriunde te-ai afla, oriunde ne-am aflat, să, să ne precăm capetele, inimile în rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Părinte ceresc, suntem mulțumitori pentru prezența ta divină care ne-a umbrit, ne-a ocrotit ne-a dat cele necesare traiului zilnic în perioada pe care o lăsăm în urmă. Îți mulțumim pentru darul vieții, pentru darul sănătății, pentru orice binecuvântare spirituală și materială pe care Tu ne-ai dat-o. Îți mulțumim pentru că putem începe un nou sabat alături de Tine, alături de cei dragi nouă, chiar dacă nu ne vedem alături de frați și surori în credință. Fă, Doamne, că acest mesaj pe care Tu l-ai pregătit, să pătrundă adânc în sufletele noastre. Dacă trebuie să schimbe ceva, să schimbe. Dacă trebuie să mustre, mustră-ne, Doamne. Dacă trebuie să ne dai încurajare, încurajează-ne. Dacă trebuie să ne îndrepți pașii pe calea credinței, fă -o, Doamne, prin orice mijloc crezi că e necesar. Astfel încât la finalul acestei întâlniri cu tine și unii cu ceilalți să putem avea certitudine că te-am întâlnit să mulțumim pentru, pentru doctorul Dinu, care va, va prezenta cuvântul tău. Întărește-l și fă, Doamne, ca mesajul transmis să fie venit ca din partea ta. Ne predăm ție și îți mulțumim frumos pentru toate. Amin. Vă doresc multă binecuvântare și prezența lui Dumnezeu prin acest mesaj. Domnul cu noi! Limbajul alinării Filip Iansei Scrie în cartea sa În căutarea Dumnezeului Nevăzut, să presupunem că noi, oamenii, ajungem într-o bună zi să stăpânim limbajul balenelor. Învățăm de la balene că diferite sunete înseamnă diferite lucruri, observându-le comportamentul, și după ce ne alcătuim un fel de alfabet, un fel de mesaje simple pe care le decodificăm asociind sunetele cu comportamentul, vrem să le transmitem ceva balenelor. Coborâm un sonar în apă și începem să le transmitem sunetele specifice pe care ele le-ar putea recunoaște. O succesiune de cârâituri și de pocnituri pe care doar ele le înțeleg. Întrebarea este despre ce le-am putea transmite balenelor. Care sunt informațiile pe care balenele le-ar putea înțelege? Sigur, vom putea vorbi despre bancuri de pești, vom putea vorbi despre plancton, vom putea vorbi despre curenții marini. Vom putea vorbi poate chiar și de pericolele pe care le poate întâmpina un pui de balenă, pentru că și acestea sunt semnalizate de către. Balena Mamă. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Credeți că le-am putea vorbi despre laptopuri? Le-am putea vorbi despre bursa din New York? Le-am putea vorbi despre COVID-19? Sau uh, despre, nu știu, jocuri de atletism, campionate mondiale? Hm. Vedeți, în momentul în care omul încearcă să. Transmită un mesaj balenelor, trebuie să fie ceva din lumea lor, ceva pe care balenele îl pot înțelege, un mesaj pe care ele îl pot înțelege. Și această transmitere înseamnă un fel de coborâre a omului la nivelul de înțelegere al balenelor. El face o similitudine filipianse și spune așa: balenele nu vor pricepe niciodată ce este o ființă umană. Dar această analogie poate ne oferă un tablou despre ce înseamnă pentru un Dumnezeu a tot puternic și a toate știutor să comunice cu niște ființe umane. Imaginați-vă puțin, cine este Dumnezeu? Cine este creatorul Universului? O ființă atât de măreață, care nu poate fi descrisă printr-o persoană. Sunt trei persoane. Ne depășește capacitatea de înțelegere. Dumnezeu are viața în sine însuși. Dumnezeu nu are viață împrumutată așa cum avem noi. Dumnezeu nu are viață derivată așa cum au îngerii. Dumnezeu este viață. Dumnezeu este adevăr. Știți care este diferența între a fi adevăr și a avea adevăr? Între a fi iubire, pentru că Dumnezeu este definit în Biblie ca fiind iubire. El este iubire. Noi oamenii avem iubire. Și când ai iubire, poate că azi ai, iar mâine nu mai ai. Poate că azi ai mai multă, mâine ai mai puțină, la fel e și cu adevărul. Dar când cineva este adevărul, când cineva este dragoste, atunci El va fi adevăr și dragoste, ieri, azi, și întotdeauna. Pentru că aceasta este esența lui, aceasta este natura lui. Imaginați-vă acum că acest Dumnezeu, care există din totdeauna, care este singura realitate stabilă din acest univers, care este singurul punct de referință pentru toate celelalte ființe care sunt creaturile sale, încearcă să comunice, să transmită mesaje uneia dintre cele mai de jos ființe, dacă nu chiar cea mai de jos ființă, dintre ființele inteligente, ființa umană, în urma căderii în păcat, este nivelul cel mai de jos. De la nivelul cel mai de sus, la nivelul cel mai de jos. Prăpastia este uriașă. Cum să se explice Dumnezeu pe sine? Cum să putem noi să înțelegem de ce îngăduie Dumnezeu suferința? Este imposibil. Dacă eu mi-aș așeza patul într-un anumit mod în dormitorul meu și v-aș întreba pe dumneavoastră de ce l-am făcut? De ce am făcut lucrul acesta? Așa și nu altfel. Dumneavoastră, dacă veți fi destul de abili, Veți spune, nu știu, tu știi mai bine. Acesta e răspunsul corect. Dumnezeu știe cel mai bine. Așteptați să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne explice Dumnezeu de ce am găduit atâtea mii de ani această suferință. De ce am găduit suferința personală, pe lângă cea colectivă? Dar să presupunem că Dumnezeu ne va explica, vă întreb, sunteți sigur că vom înțelege explicația lui Dumnezeu? sau dacă o vom înțelege, o vom putea suporta. Noi nu suntem niște balene, ar protesta cei mai mulți. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar dacă subscriem la această obiecție, considerând analogia cu balenele ca fiind ofensatoare, ar trebui să ne amintim că declarația că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu antedatează căderea în păcat. Este de dinainte de căderea în păcat. Ceva teribil s-a întâmplat în acea zi. Este vorba despre alegerea noastră, atunci când am ales un drum invers. Și cu fiecare pas mai departe de el, s-a mai pierdut ceva din chipul său înscris în noi. Păcatul. Este pasul înapoi, dar cu fața înapoi povara imposibil de purtat o greutate pe care singur ne o procurăm singur ne o dimensionăm este povara vinei într un moment de neanestezie de sinceritate viscerală și adevăr pur necosmetizat conștiința noastră simte apăsarea greutății apăsarea acestei poveri o durere profundă organică a tot cuprinzătoare este unul dintre acele puține momente din viață în care viteza se încetinește până la oprire. Și apoi, în cumpăna opririi, celulele încep să strige fiecare celulă a corpului nostru. Strigă după apă și oxigen. Apă pentru sufletul însetat, însetat de curat, însetat de înalt, însetat de dăruire. Oxigen pentru mintea frământată de incertitudini și dualism, obosită de forme goale și egocentrism, o greutate ce nu se poate ridica de jos, care te trage spre neființă, greutatea de a merge împotriva naturii proprii, împotriva esenței noastre structurale. Aceasta este povara păcatului. Pentru care nu am fost construiți, pe care nu am fost programați, nici să-l gândim, nici să-l nutrim, nici să-l adăpostim și nici să-l reproducem. Este un mers împotriva naturii noastre. Este o direcție înapoi pentru care nu avem marșarier. Nu am fost construiți cu marșarier, ci doar cu frână. Unde mai este asemănarea? Ca să mergem împotriva direcției vieții, trebuie să ne întoarcem cu fața în direcție opusă. În direcția opusă lui Dumnezeu. Să plecăm de lângă origine, să plecăm de lângă centru, să plecăm de lângă sens. Trebuie să ne reprogramăm pentru ca să vrem răul, ca să vrem întârzierea, ca să vrem răzvrătirea. Trebuie să dorim să mergem spre himera căutării de sine, spre umplerea cu un gol a emancipării în neant. Acesta e drumul, în direcția emancipării în neant. Ce e păcatul? Poate că este prea greu de definit. Știți de ce? Pentru că ne lipsește perspectiva. La fel cum nu poți să descrii turnul fel dacă te afli sub el. Dacă ești legat de unul dintre cele patru picioare ale lui. Nu ai cum să-l vezi de la distanță pentru că ești legat de el. Trebuie ca mai întâi cineva să te elibereze și să fugi până și de sub umbra lui, cât mai departe. Și apoi, după o vreme de la descătușare, să te întorci, să te uiți înapoi și să cuprinzi întreaga siluetă a turnului. Să vezi, să-i vezi toată înălțimea. Nu poți simți magnitudinea păcatului decât atunci când te-ai eliberat și vezi cât a costat o, dacă am înțelege prețul plătit pentru perspectiva de la distanță. Am simțit și cât este de greu, de grav și de gol, păcatul. Ascultați puțin cum sună. Greu, grav și gol. Groaznic. Deci balene care pricep puțin și greu, puțin însemnând doar durerea care este experiența noastră zilnică. Și greu însemnând doar dacă cineva trece prin aceeași suferință ca și noi. Și atunci divinitatea nu a avut decât o singură soluție. Un fiu a coborât în oceanul de amar și a început să transmită ceea ce pentru locuitorii altor lumi nu erau decât crâituri și pocnituri. Dar noi începeam să auzim gemete și suspinuri, toate culminând cu un chin ca de moarte și cu stropi grei de sânge. Citez din Luca 22 cu 43 la 44. Atunci i s-a arătat, e vorba de grădina Ghețeman, i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ, notează doctorul Luca singurul limbaj pe care îl putem pricepe, îl puteam pricepe noi, oamenii, degradați de păcat la propriu, până la descompunerea în țărână, este limbajul alinării. Mesajul împreunei simțiri. Marcu 1 cu 40 la 42 spune așa. Și un lepros a venit la el, s-a aruncat înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești lui Iisus, i s-a făcut milă de el. I s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fi curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Milă. I s-a făcut milă. Vă place cuvântul milă? Cei mai mulți simțim o căldură plăcută. Dacă realizăm mai întâi condiția noastră umană, Degradată de păcat, deplorabilă și care stârnește mila. Și care are nevoie de mila altora, adică de ajutorul altora. Dar dacă înlocuim har cu milă și prin cu de, în expresia salvarea este prin har, mântuirea este prin har, ce rezultă? Salvarea este de milă de milă? Cei mai mulți, ca și mine, simțim o răceală, o gheară în spate care ne cuprinde. Chiar așa? Și repede începem să căutăm o soluție ca să ne ridicăm din această postură nefavorabilă. Suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. Ne iubește și de aceea ne va salva. Nu de milă! Și argumentele ar putea continua. Dar toată această dispută nu arată decât ce departe suntem. Nu avem o înțelegere clară asupra păcatului în general. Nu avem conștiența și memoria păcatelor noastre și mai mult decât orice nu avem o dimensiune a prețului plătit pentru posibilitatea reabilitării noastre. Suntem într-o stare asemănătoare cu ale prosului din Marcu, în capitolul 1. Incurabili. Dar limbajul corpului acestui lepros spune ceva. S-a aruncat înaintea lui. Nu asta ce înțelegeți când citiți s-a aruncat? ah, mulți văd aici doar închinare. S-a plecat. Oare a te arunca este cel mai potrivit cuvânt ca să descrii un gest de închinare? Nu vă lovește și sensul deznădejdii totale al speranței unice pe care o întrezărește leprosul în doctorul Isus Hristos, specialist în dermatologie, în ortopedie, în oftalmologie, în reanimare, în neurologie, în hematologie sau în psihiatrie, în boli rare și incurabile. Isus Hristos, psiholog desăvârșit, expert în tainele Sufletului Uman, căci avea și el Suflet de Om, adică natură umană. Medic. Isus Hristos, medic medic eminent, cunoscător al corpului uman pe care el l-a creat cu mâna lui. Unde am citit? Cu mâna lui. Cuvântul a forma, care apare în Geneza, în capitolul 2, este cuvântul ebraic, spun specialiștii, yasar. Care implică un act de modelare și finisare într-o formă corespunzătoare cu modelul și chipul Planului Divin. Cuvântul acesta este folosit la descrierea lucrării olarului, în Isaia 29, a juvaergiului, care face idoli, în Habacuc, capitolul 2 dar și a lui Dumnezeu care întocmește diferite lucruri, printre care lumina, Isaia 45, ochiul omului, psalmul 49, inima, psalmul 33, și anotimpurile, psalmul 74. Iată citatul din uh, comentariul biblic adventist de ziua șaptea, la Geneza 2 cu 7. Iisus Hristos, nu doar psiholog desăvârșit, nu doar medic eminent, dar și pastor dedicat. Care cunoaște resorturile interioare ale ființei morale a omului, care știe cum l-a făcut la început pe om din punctul de vedere moral și vede de aproape până unde a căzut ființa umană. Lupta pentru supraviețuire, lupta pentru autoafirmare, pentru salvarea prin forțe proprii l-au adus pe om, chiar și pe cel declarat credincios, să afirme că nu știe dacă va fi mântuit. Întrebați pe cineva, vei fi mântuit și vedeți ce o să vă răspundă. Întrebați într-un public, o mulțime, și vedeți ce vă va răspunde majoritatea. De ce nu știu omul lucrul acesta? De cine depinde lucrul acesta? Poate nu avem fapte bune? Poate nu avem destule fapte bune? Poate avem mai puține fapte bune decât fapte rele? Poate motivele noastre au fost amestecate, poate au avut ca scop mântuirea noastră și nu au avut ca scop slava lui Dumnezeu. Numai un pastor spiritual putea să ne învețe cum să ne rugăm. Știți știați că rugăciunea Tatăl nostru conține șase cereri, șapte cereri. Aceste șapte cereri sunt foarte interesant aranjate. Primele trei cereri sunt pentru Dumnezeu. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta. Sfințească-se numele tău. Iată, trei rugăminți pentru Dumnezeu. Cum adică? Stați puțin, nu înțeleg. A, apoi mai este o rugăminte la mijloc, care este pentru viața materială, pâinea noastră cea de toate zilele. Și mai sunt trei rugăminți, tot pentru noi, dar pentru viața noastră spirituală. Deci trei, una, trei. Primele trei pentru Dumnezeu, restul patru pentru noi. Una pentru viața materială, trei pentru viața spirituală. Haideți să ne examinăm puțin cum arată rugăciunile noastre. vis a -vis de acest raport. Iată, dar cum trebuie să vă rugați, le-a spus Iisus ucenicilor săi. Și s-a referit la o rugăciune publică. Pentru că a, totul este nostru, da, tatăl nostru, nu tatăl meu. Mulți confundă rugăciunea publică cu rugăciunea privată. Dar și rugăciunea privată trebuie să fie a, la fel proporționată, după opinia mea. Ați mai auzit dumneavoastră rugăciune pentru Dumnezeu? Stai puțin, eu credeam că rugăciunea e pentru noi. Rugăciunea e ceva pentru mine. Da. Planul mântuirii este pentru mine. Viața veșnică este pentru mine. Eu și pentru mine. Trebuie să rămână centrul vieții mele în eternitate. Rugăciune pentru Dumnezeu. Planul mântuirii pentru disculparea sau dezvinovățirea sau îndreptățirea lui Dumnezeu viață veșnică a oamenilor pentru bucuria lui Dumnezeu? Vă duc aminte de textul din Isaia, capitolul 53, versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Despre cine e vorba? Despre Fiul lui Dumnezeu, despre a doua persoană a Dumnezeirii, despre Isus Hristos. Și știți ce spune comentariul biblic adventist? Spune că versiunea septuaginta, și două versiuni, două suluri cu Isaia găsite la Marea Moartă, în peșterile acelea de lângă Marea Moartă, mai au aici cuvântul în plus, cuvântul lumină. Așa că prima propoziție zice cam așa, în Isaia 53 cu 11. Din munca sufletului său, el va vedea lumina. E vorba de el. Este pentru el. Dar oare nu-i drept ca Dumnezeu să ne învețe că totul este pentru Dumnezeu? Nu cumva seamănă a autoritarism? Nu cumva seamănă a, nu știu, dictatură? Dumnezeu știe că atâta timp cât noi privim către noi înșine și vrem să ne promovăm pe noi înșine, suntem într-un mare pericol. Dacă nu, deja am și căzut în pericolul respectiv. Așa că singura noastră șansă este să privim la El și să trăim pentru El. Dacă totul este spre slava Lui, atunci suntem în siguranță. Dacă avem interesele noastre, agendele noastre, atunci suntem pe un teren foarte nisipos, foarte mișcător. Aș vrea să vă aduc aminte de vindecarea unui orb din naștere descrisă în Ioan capitolul 9. Și aici mergeau ucenicii împreună cu Domnul Iisus Hristos prin pridvorul lui Solomon. Și era obiceiul pe vremea aceea, ucenicii să meargă împreună cu stăpânul lor prin curtea templului și era așa-numita școală peripatetică în care învățătuile se făceau în timp ce oamenii mergeau. Adică îmbinau, vedeți foarte bine, îmbinau mersul pe jos cu, deci efortul fizic cu efortul intelectual. Și... Mergând Isus cu ucenicii săi, așa cum mergeau alți rabini cu ucenicilor, au văzut un orb cerșetor. Era orb din naștere. Ucenicii se opresc, imaginați-vă puțin pe orb. Au de pași, tresare, ocazia lui de aur. Pașii se opresc. Inima începe să-i bată cu putere. Oare ce se va întâmpla? Oare va primi ceva sau va auzi din nou una din acele. Uh, unul din acele comentarii atât de dezapreciatoare, atât de dezgustătoare la adresa lui, era obișnuit cu asemenea comentarii ale rabinilor. Pentru că rabinii credeau că dacă el s-a născut așa, s-a născut așa pentru că părinții lui au păcătuit. Și ucenicii se opresc și ei, inima orbului bate cu putere și aude întrebarea. Doamne sau rabii, învățătorule, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Ucenicii nu vedeau decât două opțiuni. Ca și ucenicii tuturor celorlalți rabini. Parcă n-au fost în școala lui Isus. Iar Isus le răspunde. Nu s-a născut în păcat, Adică nu din cauza păcatului său și nici a părinților săi. Iisus vede a treia opțiune. El spune așa, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ucenicii erau interesați cu privire la motiv, de ce s-a născut așa. Iisus le îndreaptă atenția cu privire la scop, la ceea ce se poate face de aici înainte. Aceasta este mentalitatea lui Iisus. Ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dar care sunt lucrările lui Dumnezeu? măcar cele pe care le putem înțelege noi, iertați-mă, balenele. Ioan Botezătorul vărului Iisus era descurajat în închisoare, închis de Irod la un capriciu al soției sale. Era dezamăgit, era în depresie, nu mai știa ce să creadă. De ce? Probabil pentru că nu făcea ceva Iisus pentru el personal. Nu le libera acolo în temniță. Nici măcar nu s-a dus să-l viziteze în temniță. Auzi cum așa? Cel care a spus da, veniți, binecuvântați tatălui meu, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Tocmai el să nu se ducă pe la Ioan? A fost extraordinar de greu de suportat din partea lui Ioan această aparentă răceală pe care Isus o manifesta față de vărul său. Atunci când era în cea mai mare nevoie. Și atunci Credința lui Ioan S-a zdruncinat, s-a clătinat, s-a prăbușit. Și trimite pe ucenicii săi la Isus ca să-l întrebe: Ești tu acela pe care trebuia să-l așteptăm? Ești tu unsul? Ești tu, ești tu mașiac? adică mesia? Până păi a spus el cu ocazia botezului: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum de tocmai el? care a fost port vocea lui Dumnezeu și despre care Isus însuși a spus nu s-a născut un proroc mai mare din femeie decât Ioan Botezătorul. Tocmai el să se îndoiască de mesianitatea lui Isus Hristos, a vărului său. Și Isus nu le dă niciun răspuns, dar le spune, rămâneți aici. Și Isus își continuă activitățile din ziua respectivă. La sfârșitul zilei îi cheamă pe ucenicii lui Ioan și le spune doar atât. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți sau ce ați auzit și ce ați văzut. Și anume, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Luca în capitolul 7. Aceste cuvinte sunt o împlinire a profeției din Isaia, capitolul 61, cu 1 și 2. Unsul Domnului avea să aducă vești bune celor nenorociți, să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia, să mângâie pe toți cei întristați. Stimații mei, ce fel de Dumnezeu avem? Isus a venit să ne arate cum este Dumnezeu. Și pe limba noastră a balenelor, Isus în Filipeni 2 cu 6 la 11 avem superbul imn creștin al lui Iisus Hristos. Probabil că era un imn care se cânta pe vremea lui Pavel. Probabil că sunt cuvinte care au fost inspirate direct lui Pavel, dar acest imn se cânta. Și Pavel începe așa. Să aveți în voi gândul acesta, mentalitatea aceasta, care era și în Iisus Hristos. El măcar că era Fiul lui Dumnezeu, deci avea natură de Dumnezeu. N-a socotit ca un lucru de apucat. O altă versiune, Living Bible, spune nu s-a cramponat de divinitatea sa. Îmi place această expresie. O avea. Dar n-a ținut morțiș la ea. ci i-a dat drumul. S-a dezbrăcat de natura divină. De fapt, de prerogativele naturii sale divine. Pentru că el a rămas în continuare divin și pe perioada cât a fost om pe acest pământ. A avut două naturi. Nu avem cum să înțelegem lucrul acesta. V-am spus, suntem niște balene. Cum să înțeleagă balenele pe om? Cum să înțeleagă balenele limbaje de programare? N-au cum. Așa și noi. Trebuie să admitem prin credință aceste lucruri. Și zice, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Și s-a umilit și a murit moarte de cruce. Am stat și m-am gândit, când a fost Isus Hristos rob? Pe vremea lui erau robi. Dar familia sa, în familia sa nimeni nu a fost rob. El cu atât mai puțin. De ce spune Scriptura în acest imn superb, cristologic, uh, Carmen Christi, imnul lui Hristos se mai cheamă? De ce spune imnul acesta că el s-a făcut rob? Ce înseamnă un rob? Haideți să vă aduc aminte de un text în care însuși Fiul lui Dumnezeu spunea așa: Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Fac doar ceea ce îl văd pe Tatăl făcând. Un rob nu face nimic de la el însuși. Robul face doar ceea ce îi spune stăpânul său să facă. Dar, Iisus spune, eu și Tatăl una suntem. Stați puțin, nu mai înțeleg. Păi, ori e rob, ori este una cu Tatăl. Este și una și alta. Pentru că înainte de a fi rob, înainte de a coborâ pe acest pământ și probabil că mai înainte de a coborâ pe acest pământ, atunci când a spus nu vreau să mă folosesc de prerogativele mele de divin, de a doua persoană a Dumnezeului, chiar și în conflictul cu Lucifer, N-a vrut să se folosească de aceste prerogative. N-a ținut morțiși la divinitatea lui. A fost atacată divinitatea lui. S-a spus, acesta? Acesta seamănă cu mine. Suntem aproape egali. Poate slujim pe Dumnezeu tot atât de aproape și unul și altul. De ce pe el îl inviți la sfatul tău, iar pe mine nu? Probabil că această modestie a lui Isus a fost cea care l-a dat pe față. Lucifer, care a arătat ce zăcea în inima lui. Și este drept ca Dumnezeu să dea pe față, pe oricine. Și va face lucrul acesta. Și pentru că a fost atacat, atacată divinitatea lui, a fost atacată poziția lui de fiul al lui Dumnezeu, de fapt nu fiul lui Dumnezeu, că a fost fiul lui Dumnezeu pe durata vieții de pe acest pământ, de a doua persoană a Dumnezeirii, dar îmbrăcat ca un înger. Auziți, ne spune Iuda, spune că a fost Arhanghelul Mihail se numea Arhanghelul, Mihai, conducătorul îngerilor. Probabil arăta ca un înger. Și sunt textele din Evrei, de la început, în capitolul 1, 2, 3, care vorbesc despre faptul că el era superior îngerilor. De ce e nevoie ca Pavel, noi credem că Pavel a fost autorul acestei cărți, acestei epistole către Evrei? De ce era nevoie ca să îl ridice pe, pe Isus deasupra îngerilor? Tocmai de aceea, pentru că aspectul său era destul de comun și semăna cu îngerii. Dar Lucifer n-a vrut să înțeleagă, n-a vrut să-l creadă pe tatăl. N-a vrut să spună, dacă tu tată zici că acesta este divin ca și tine, cred lucrul acesta. Acesta e creatorul meu. A negat toate aceste lucruri și a mers la luptă. Iar pentru ca a doua persoană a Dumnezeirii să-i dea un răspuns pe care să-l poată înțelege întreaga lume creată, a fost nevoie ca a doua persoană a Dumnezeirii să se dezbrace de toate prerogativele sale de Dumnezeu și să se numească Fiu. Fiu. El care era egal cu Tatăl. A, ah, mai este un text care spune, îi spune chiar Tatăl textul. Vă aduceți aminte de Isaia 9 cu 6? Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare și Tatăl Veșnicilor sau Părintele Veșnicilor. Prin lucrarea lui Hristos, poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină, Isaia 9,2. cu 2. Asemenea, ucenicilor lui Ioan și noi putem învăța multe lucruri din interacțiunile lui Isus cu cei cu care venea în contact. Dacă ne gândim la cazul din Marcu, în capitolul 1, la contactul cu leprosul. Apropo, trăim niște vremuri speciale astăzi, în care trebuie să se păstreze distanțare socială. Să știți că și pe vremea aceea distanțarea, distanțarea socială era o normă. Atunci când vorbim de bolile de piele, probabil că mai multe boli de piele erau categorisite ca și lepră. Probabil că nu aveau capacitatea să le diferențieze, așa cum facem noi astăzi diagnosticuri diferențiale savante. Și atunci, probabil că și unii care aveau boli, care puteau fi vindecate, erau împreună cu leproșii. Nimeni nu avea voie să se apropie de leproșii. Leproșii înșiși nu aveau voie să se apropie de ceilalți. Trebuiau de la distanță dacă se apropia cineva, să strige în gura mare, necurat, necurat. Și aici îl vedem pe Iisus atingând pe lepros. Leprosul s-a aruncat înaintea lui. Poate că acum înțelegem ce înseamnă expresia aruncat. Nu înseamnă închinat sau doar închinat. Înseamnă că a rupt niște rânduri. S-a aruncat. Oamenii au vrut să se opună apropierii lui. Și el a spart rândurile. Trebuia să ajungă în fața vieții acelui care avea vindecarea. Și acesta, spre groaza ucenicilor și a celorlalți, Întinde mâna și-l atinge pe lepros, dispus să ia lepra și-a luat-o. A luat lepra lui, a luat lepra mea, a luat lepra tuturor. Și în grădina Ghețemanii au curs stropi grei de sânge. Atunci când a ajuns la capătul puterilor sale omenești. Și-a fost nevoie de un înger din cer să vină să-l întărească, pentru că ucenicii dormeau. Dacă ne gândim la Marcu în capitolul 2, au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Matei 9 cu 2 spune, Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Deci, nu i-a spus, îndrăznește fiule, te vindec. Marea problemă și piedica în calea vindecării erau păcatele. Era vorba, era vorba acolo de păcate morale, care au dus la degradarea fizică și neputința în care se afla omul respectiv. Dacă ne gândim la o altă situație în care este, iată, în Marcul 2 spune că tot Iisus vorbește. De fapt e aceeași situație. Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, îi zice slăbănogului. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a -a sculat, și-a ridicat pasul, patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Uh, am mai putea să dăm și alte exemple. Uh, iată uh, un slăbănog, uh, un om bolnav de 38 de ani, care se afla undeva lângă poarta oilor. Și când l-a văzut Isus, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis vrei să te faci sănătos? Era ziua sabatului și lucrul acesta este important. Au fost mai multe minuni de vindecare în ziua șaptea, da, în ziua sabatului, care ar fi putut să aștepte până la apusul soarelui. Dar Iisus le-a făcut în mod intenționat, pentru ca să dărâme niște bariere pe care le ridicaseră cei din timpul lui, savanții, teologii, învățații. Și Iisus îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Ce întrebare este aceasta? Cum să nu vrea? De aceea este acolo. Așteaptă tulburarea apelor. Auziți? Zice că se zicea că vine un înger al lui Dumnezeu care tulbură apele și cine e cel mai tare și intră primul, ăla câștigă și va fi vindecat. Păi, deja e cel mai tare, pentru că a ajuns primul în apă. La Dumnezeu nu funcționează care e mai tare, care e primul, care poate să dea mai bine din coate, acela va fi mântuit. Nu prin coate este mântuirea, ci de milă, cum spuneam mai înainte. Și de milă ne doare, ne deranjează. Sună prea rău pentru urechile noastre uh, fine, obișnuite cu fapte, cu porunci ascultate, cu norme și reguli respectate. Omul acela, omul aceluia, el i-a spus, ridică spatul și umblă. Îndată omul s-a făcut sănătos și-a luat patul și umbla. Ziua era zi de sabat, adaugă Ioan. Și întotdeauna Ioan este foarte abil când face câte un adaus de felul acesta, îl face cu o anumită intenție. Dă un anumit sens, direcție. Dacă ne mai gândim la Ioan capitolul 9, când trecea Iisus pe acolo, a văzut un orb din naștere. M-am referit puțin mai înainte la, la, acest eveniment. Și știți unde îl trimite pe orbul din naștere? Imaginați-vă puțin ce face Iisus cu orbul din naștere. De ce n-a spus, cum i-a spus celuilalt, ridică spatul și umblă. Vezi, să vezi, Privește în sus. Privește lumina. Nu. Face niște turte din uh, lut și le pune pe ochi. nu dacă ați avea două uh, cum să le spun eu uh, turte de noroi pe ochi care ar fi primul lucru pe care l-ați face? <laughs> trebuie să vă duceți să spălați. Chiar dacă ați vedea cu turtele acelea în ochi, în mod cer nu puteți să vedeți nimic. Și atunci trebuie să vă duceți să vă spălați. Dar Isus nu îl trimite oriunde să se spele îl trimite într-un anumit loc și spune, du-te la scăldătoarea Siloamului. Siloam tălmăcit ne spune tot Ioan așa, tot într-un mod misterios, dar care vrea să ne deschidă un, o, o nouă perspectivă. Siloam înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine de la trimisul, adică scăldătoarea Siloamului. Hm. Isus a auzit apoi că a fost dat afară din sinagogă. Să știți că pe vremea aceea puterea fariseilor și a cărturailor consta în excluderea din rândul sinagogii, ca membru dintr-o sinagogă. Pentru că cel care era exclus dintr-o sinagogă era proscris. Nimeni nu mai avea voie să aibă relații economice. De servici, ca să zic așa, cu cel care era dat afară. Și atunci omul era condamnat să moară, pur și simplu. Dacă era un meșteșugar, nu mai putea să vândă din produsele pe care le confecționa. Și aceasta era cea mai mare amenințare, să fii exclus din sinagogă. Și de teama de a nu fi exclus din sinagogă, părinții lui au dat răspunsul acela evaziv. Ce știm noi? Întreabă-l pe el. Este mare. E adevărat că este fiul vostru și că s-a născut orb și așa mai departe. Cum de acum vede? Și ei au dat un răspuns parând, de fapt, suspiciunea că ei ar putea avea vreun amestec în această vindecare. Sunt mai multe elemente aici care ne descoperă voința și inima Fiului lui Dumnezeu, a Lui Dumnezeu. Da, voiesc, i-a zis el, leprosului. Voiesc. Vă plac aceste cuvinte? Da. Dumnezeu vrea să fim vindecați. Să nu mai spunem Dumnezeu nu vrea. Sau dacă Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea. Lucrul acesta este o certitudine. De ce nu se întâmplă? Trebuie să avem răbdare să întrebăm pe Dumnezeu. Trăim într-o lume a liberului arbitru. Imaginați-vă că Dumnezeu ar pune piedică fiecărui hoț, ar Ucide într-un accident de mașină pe fiecare ucigaș în drumul său către crima pe care vrea să o facă uh, și așa mai departe. Dumnezeu ar preîntâmpina orice rău. Ce fel de lume ar fi aceasta? În care oamenii nu mai au libertatea să facă ceea ce și-au pus în gând să facă, chiar dacă este un lucru rău. Nu putem accepta și pentru libertatea aceasta, Dumnezeu și-a dat viața. Dumnezeu de aceea ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Oameni, ființe libere. Este unul dintre aspecte. Sunt foarte multe aspecte. Dar acesta este un aspect principal. Dumnezeu putea să înconjoare omul oprit cu gard de sârmă ghimpată. Putea să-i dea peste mână, Evei, să-i sară fructul din mână. Putea să apară atunci, să o întrebe ce faci, hei, ce ți-am spus? Și Dumnezeu n-a făcut-o. Pentru că libertatea este esențială pentru dezvoltare. Nu ne putem dezvolta în dragostea noastră, în psihicul nostru, din niciun punct de vedere, atunci când nu suntem liberi. Aș vrea să închei. Isus a fost cel care vrea, a vrut să fie vindecați leproșii. Lui Isus i s-a făcut milă când a văzut pe cei slăbănogi. Isus s-a atins de leproși. Isus a zis unui slăbănog, fiule, păcatele ți sunt iertate. Știa care e adevărata problemă a Sufletului, sau, așa cum spuneam mai înainte, că doctorul Isus Hristos n-a fost numai medic, a fost și mare psiholog și păstor de Suflet. Același Isus este cel care urmărește reîntregirea noastră. Vedeți, Biserica noastră ar putea fi un loc în care cei deprimați găsesc prieteni adevărați, cei singuri pot stabili relații. Cei bolnavi pot găsi un stil sănătos de viață. Cel care se luptă cu dependențele găsește sprijin și încurajare. Cel descurajat găsește speranță, iar cel care trece prin un zbuci, un sufletesc, găsește compasiune. Biserica Adventistă de ziua șaptea ar putea fi recunoscută în felul acesta, la nivel global, ca un model pentru stilul sănătos de viață și este deja recunoscută. Ar putea fi stimată ca aliat de încredere în întâmpinarea nevoilor umane, prin ADRA, de exemplu ar putea fi respectată public și admirată în societate pentru prezența și slujirea sa. Dar la lucrarea aceasta de vindecare se mai adaugă o lucrare. Lucrarea vindecării trebuie să treacă dincolo de sănătatea fizică. Aș vrea să vă pun o întrebare și să vă gândiți puțin. La ce ar folosi lui Dumnezeu un iad plin de vegetariani? Sau de atleți amatori? Marea problemă a omenirii, de-a lungul vremii, de-a lungul tuturor vremilor, a fost pandemia de păcat. Nu cea de sedentarism, nu cea de alimentație irresponsabilă față de economia mondială. Aceasta e marea noastră problemă. Aceasta e povara noastră. Vrem să o ducem singuri? Vrem să ne confruntăm singuri cu ea? El a venit ca să ne ușureze de această povară. El a venit ca să ne elibereze de această robie. Astăzi eu sunt liber pentru că el s-a legat de un lemn. S-a legat bine cu funie strânsă de soldat roman și cuie bătute cu sete de bigot evreu. Dar el a mulțumit. A mulțumit auziți pentru legătura aceea cu lemnul, căci oricine care era atârnat pe lemn era blestemat și el aceasta a vrut să ajungă pe lemn. Am văzut un film despre Isus Hristos, patimile lui Hristos. M-a impresionat o scenă. Isus era undeva căzut pe dealul Golgotei. Mai erau câțiva metri până la cruce. Și Isus, bineînțeles, în imaginația uh, regizorului, se trăște singur spre cruce. Isus a vrut lemnul. Pentru că Isus trebuia să ajungă pe cruce. Pentru că lemnul acela, cine era atârnat de lemn, era blestemat. Și el și-a dorit lucrul acesta. Ca un paratrăz ridicat pe un deal, înalt, în mijlocul unei furtuni electrice, Isus este înălțat pe lemn. Pentru că oricine era înălțat pe lemn era blestemat. Și el a așteptat fulgerul divin al nimicirii pentru a distruge toate păcatele omenirii pe care le purta în sufletul său nevinovat și în trupul său decăpătat. Știa că trebuie să piară odată cu păcatul, dar dacă nu se putea să fie luat acest pahar de la buzele lui, așa să fie, să piară și el odată cu păcatul meu. Câștigul său, eu să fiu liber, eu să fiu pur, eu să redevin eu, să pot fugi de lemnul blestemat și să pot sta departe pentru a câștiga perspectiva de la distanță pentru a serba moartea lui. Acum am serbat Paștel, care este învierea mea. Ca să poată fi paratrăznit, a trebuit să urce întâi pe un deal și apoi pe o cruce. Fantastic! Astăzi, eu serbez moartea lui și învierea mea și libertatea. Acum sunt liber să-l cunosc oricât. Sunt liber să-l iubesc oricât în bogăție și în sărăcie, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți, spunem noi cu ocazia jurământului din căsnicie. O despărțire de o clipă pentru noi, dar o clipă cât o eternitate pentru El. Pentru că iubirea Lui este eternă. El este iubire. El nu are iubire. El este iubire. Iubirea îl definește. Aceasta este esența Lui. O clipă de despărțire poate, pentru cei mai mulți, va fi o moarte naturală. Dar această clipă de despărțire urâtă și întunecată, precum neființa, dar care va face ca reunirea să fie cu atât mai senină și deplină. plină. Limbajul alinării. Singurul limbaj pe care noi îl puteam înțelege. Pentru că în durerea noastră în suferința noastră, cea mai mare nevoie a noastră era de cineva care să vorbească pe limba noastră, pe limba durerii și să ne arate că ne iubește, că ne iubește veșnic și face absolut tot ce este posibil ca să ne întoarcem cândva la El întregi cu chipul Tatălui refăcut în fiecare dintre noi. Și lucrul acesta se va întâmpla, dar până atunci mai e puțin. Și biserica aceasta Primește această misiune a vindecării, a vindecării trupului, dar și sufletului. De aceea, fiecare dintre medici, dintre asistenții medicali, dintre celelalte persoane care sunt cumva în tangență cu pacienții, sunt astăzi chemați să intre în rânduri, să simtă ce a simțit Dumnezeu pentru lumea pierdută, să simtă pentru cei bolnavi. Și să știți că Dumnezeu simte ce simte medicul, simte ce simte asistentul medical sau infirmierul. Aceasta este, acesta este mesajul meu. În lupta aceasta cu boala aceasta teribilă COVID 19, sunt mulți care sunt în linia întâi și cu ochii roșii de la echipament, de la plâns, de la pacienții cu care fac o ultimă rugăciune cu ochii plânși. Ei îi predau lui Dumnezeu, dar îi predau cu încredere lui Dumnezeu. Și în sufletul celor care se predau lui Dumnezeu în clipele acelea, se naște încredere. În locurile acelea moare o viață, dar se naște o viață, se naște o încredere, se naște o veșnicie. Pentru că acele suflete vor fi înviate la ziua de apoi și își vor primi în dar o viață veșnică, nu pentru a o trăi cum vor ei, ci pentru a sluji aceluia care și-a dat viața pentru ei. Această biserică trebuie să-și înțeleagă misiunea. Este biserica aceasta? Are biserica aceasta mâna dreaptă întreagă? Se spune că lucrarea misionară medicală este mâna dreaptă a bisericii. Dar vă întreb, nu cumva s-a atrofiat? Nu cumva este puțin beteagă? Nu cumva este nevoie de puțin recuperare? N-ar trebui să mergem undeva la un un fizioterapeut, la un uh, profesor de sport care e specializat în recuperare. -ar nu ne-ar trebui ceva care să ne miște, dar problema știți unde este, în inimă. Pentru că dacă inima noastră este câștigată pentru această cauză, nu e nevoie să ne cheme nimeni în față. Ne oferim singuri. Pentru că așa a făcut maestrul nostru, marele psiholog, marele medic și Marele Păstor, Iisus Hristos. Să fie totul spre slava Lui. Amin.